Bună ziua și bine ați venit la această nouă întâlnire capitală! Vizita la București a președintelui Franței Emmanuel Macron a durat mai puțin de 12 ore, dar rezultatele sale, cele deja anunțate și cele așteptate pentru viitorul imediat, merită discuția amănunțite. Fie că este vorba de reformarea Uniunii Europene, de viitorul spațiului Schengen, de colaborarea economică sau de parteneriatul strategic, discuțiile pe care șeful statului francez le a avut cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Mihai Tudose, ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad. L-am invitat în studio pe domnul profesor dr. Conel Codița. Bună ziua! Bună ziua! Ca să încercăm să aflăm ce se află dincolo de declarațiile oficiale, la ce ne putem aștepta în ce privește evoluția în relațiilor româno-franceze. Domnule profesor, Of the record, oameni care au participat la recepția dată la ambasada Franței cu ocazia vizitei, mi-au spus că Emmanuel Macron este oarecum conștient că Franța a cam pierdut teren în România sau oricum nu mai este în situația, în poziția de forță la care ar fi putut să spere. Sigur că poziția de forță mult spus. Poziția puternică. Pe de o parte. Pe de altă parte, Franța, sigur că a avut și are o relație privilegiată cu România. Dar, din păcate, această relație, ca multe alte lucruri în istoria noastră recentă, a fost secționat de perioada Războiului Rece. Iar ceea ce s-a întâmplat după războiul rece a stat mai degrabă într-un cadru care se împarte lucrurile între partenerii europeni pe de-o parte și Statele Unite pe de altă parte. Nimeni n-a îndrăznit să zic așa să aibă un cuvânt mai greu dincolo de ceea ce o repartiție oarecum procentuală. De influență și putere de decizie în România, a lăsat să se înțeleagă, cum spuneam, în relația dintre marii europeni și Statele Unite. Franța. Adică, văzut... adică sugerați că și cu un șervețel cu da, repartizarea da, de influență? Sigur este, fie el și imaginar. Este un șervețel care rezultă, pe de-o parte, din modul în care fiecare din acești acest jucători Dispun de mijloace ca să-și promoveze politicile, iar pe de altă parte este, dacă vreți, o atenție destul de mare pentru ca să nu se creeze probleme suplimentare acolo unde practic nu există niciun fel de probleme, cum este o zonă ca, ca România. Franța a avut grijă, într-un fel, și și-a promovat interesele imediate economic. Atât cât a putut, atât cât a găsit spațiu de manifestare, atât cât a avut actori care sunt dispuși să vină pe piața românească, a fructificat tradiția producției de automobile Obținând un sprijin foarte serios, să zic așa, și din partea statului român, cu succese remarcabile, și-a mai dispus paleta de interese economice în diferite alte domenii mai vizibile sau mai puțin vizibile, și, într-un fel, și-a tăiat o parte importantă din ceea ce era. Să zic de împărțit. Și-a și și atins cota din șervețel care i-a da, revenit. Da, după părerea mea, și-a atins această cotă, și dincolo de ea, nici Franța, propriu-zis, nu are forță, nu are disponibilitate să investească mai mult, deși proiecte ar fi. Adică, eu continui să cred că România nu are cum să facă un pas serios către viitor. Fără revenirea la infrastructură de transport, inclusiv feroviar. Ori Franța este unul dintre mari, testatele statele avansate și cu, cu disponibilități mari în tehnologia trenurilor de viteză, de mare viteză, clasice, semiclasice și așa mai departe. Deci România încă ar mai avea de făcut, să zic, o, o mare afacere cu Franța dacă ar fi să o facă pentru dezvoltarea transporturilor feroviare. În ce privește spațiul Schengen, problema delicată la care ne-am discutat -o și noi înainte de vizita lui Emmanuel Macron, declarația lui Emmanuel Macron a fost, de fapt, o amânare sinedia candidaturii României, în cuvinte voalate. Da, ideea este că Schengen mai mult în președintele francez a fost, a spune, aproape radical pentru că pur și simplu a spus că Schengen nu funcționează. Adică, bon, sigur că aveți dreptul să candidați, sigur că faceți ce vreți, dar esența este că din perspectiva franceză organizarea acestui spațiu nu corespunde intereselor actuale de securitate ale statelor care participă la Schengen, Franța este clar nemulțumită de ce se întâmplă. Politica germană în legătură cu migrația ea crea probleme, nu o recunoaște chiar foarte deschis, nu blamează chiar direct pe Doamna Merkel sau altcineva, dar este clar că e o nemulțumire și eu, sunt create probleme noi, și atunci a, ideea este bună. Ne trebuie un efort ca să restructurăm spațiul Schengen în sine, noi care suntem în el, și de abia după aceea o mai vedea cum îl extindem, dacă îl extindem sau dacă inventăm altă soluție decât soluția. Pentru că trebuie să spunem, și soluția Schengen e o soluție istorică. Ea s-a născut la un moment dat, în anumite condiții, cu niște scopuri uh, foarte clare legate de, în primul rând, de, de, de facilitarea liberei circulații a persoanelor și numai secundar de. Uh, și a mărfurilor. Da, și a mărfurilor și numai secundar. Problema de securitate a fost luată în considerare. Acum, problema de securitate este esențială și prevalează asupra oricărui alt criteriu. Iar libera circulație a persoanelor a devenit mai degrabă o problemă decât o parte din soluție. adevărul este că pentru camionagii români care deja pierd foarte mult timp pe drumurile din România, dacă mai pierd și o jumătate de zi la granița cu Ungaria, e totuși o problemă. Este sigur că este. Sunt multe probleme economice sau consecințe economice ale acestei țineri a României în afara spațiului Schengen, dar pe de altă parte este clar că uh, nu voința României sau dacă vreți, nu eforturile României în sine sunt cele care vor hotărâ decizia cu privire la, la Schengen. Și într-un fel, președintele francez ne-a spus-o aproape direct. A spus că vrem să vă implicați, dar nu-mi dau seama cum am putea noi să ne implicăm în reformarea unui sistem care nu facem parte. Sigur, dacă Soluția pe care se va merge este ok, uităm de Schengen, facem altceva, atunci ar fi un loc și pentru România, în ideea că participăm la această nouă construcție din care s-ar putea să fim parte de la început. Dar, din păcate, în Europa nu sunt condiții politice și nu vor mai fi o bună perioadă de timp pentru proiecte mari, pentru proiecte care să treacă peste interesele imediate și peste asperitățile politice imediate. Ca să rămânem la economie, România s-a angajat într-un memorandum foarte mediatizat să cumpere elicoptere de la uzina Airbus din Brașov. Dar reprezentanții Airbus prin vocea vicepreședintelui Olivier Michelon nu prea s-au arătat convinși de acest aranjament. E textul lui Michelon interesant. Planul este de a avea o fabrică în lume. Pe această fabrică ar putea fi la Brașov. Deja avem infrastructura. Suntem pregătiți să transformăm toate instrumentele. Trebuie ca Ministerul Apărării să facă o comandă de cel puțin 16 apărări. Uh, Olivier Michalon nu prea s-a arătat deloc sigur că noi vom respecta acest memorandum. Nu numai asta, e o problemă întreagă cu industria de apărare, pentru că o, o, asemenea investiție, costurile legate de generarea unui punct de producție, să zicem așa, la Brașov, nu sunt acoperite de costul unei comenzi de 16 Elicoptere. Ele sunt mult mai mari și una din două ori, exact ca în cazul mașinilor, dacă vreți, de ori există o piață pentru ceea ce se produce în România, care merge mult dincolo de România, ca să justifice activitatea aceasta de investiție ori dacă nu există, foarte probabil că nu se va întâmpla, va rămâne un proiect sigur că guvernele pot să-și dorească pot să sprijine, dar cei care trebuie să decide la nivel economic au rațiunile lor și ele sunt mult mai Stricte decât uh, manifestările politice de bună voință. Pe de o parte, pe de altă parte mai e și un alt aspect. Uh, în general, tehnologia asta are un uh, aspect uh, de secret, să zic așa, de ceva care trebuie păstrat, care nu trebuie descoperit, care nu trebuie expus prea mult, care e, cred că este o problemă și din punctul ăsta de vedere cu ceea ce se produce sau nu se produce în România, pentru că România este un spațiu e, traversat de foarte multe fire ale rețelelor de informații ale altor state și în contextul ăsta Cred că există rețineri și din, din acest punct de vedere dacă putem face acest lucru sau nu și ce riscuri ne asumăm făcându-l. Revenind la declarațiile oficiale, președintele Claus Iohannis a spus că România vrea să facă parte din Europa Apărării proiectul pe care există acum Franța și Germania, citez, România va acorda o susținere consistentă proiectului Europa Apărării, la care vrem să participăm de la început. Asta înseamnă că am renunțat la reticența pe care în mod tradițional este au wow, față de politica europeană de securitate? Cred că este singura soluție politică rezonabilă pentru România, pentru că dacă lăsăm să întâmple un alt proiect să se dezvolte de către un nucleu de țări și după aceea așteptăm să fim primiți în nucleul ăla, traseul începe să se mene foarte mult cu, cu Schengen-ul și cu altele care n-au un nume, anul, dar care să parcurg același tip de proces. Stai la poartă până când ceilalți își trag toate avantajele din faptul că tu ești la poartă și nu înăuntru. Deocamdată au interesul să intrăm și noi, deocamdată. Deocamdată, inter... interesul ăsta. ar fi mai ales de susținere politică, pentru că nu e greu să, să. Adică nu e ușor să dai drumul unui asemenea proiect de construcție europeană în domeniul industriei apărării. Noi am mai vorbit la acest microfon de faptul că statele sunt și pe bună dreptate, marile putere europene sunt încă foarte geloase și politic și economic pe ceea ce pot să facă singure fiecare la el acasă în construcția de armament. E o competiție între ele pe piața internațională a armelor și atunci construcția unei, unei industrie europene, unei producții europene, unei întregi uh, rețele de apărare care se cuprindă întreaga Europa nu este deloc un, un proiect niciozi. Aproape ca spune că E mai greu decât construcția europeană, așa cum a avut ea loc, fără dimensiunea aceasta de apărare. E, e foarte complicat și e greu. E, e greu de urnit decizia uh, politică. Și mă întreb ce anume ar putea crea uh, tipul ăla de atmosferă, de situații în care au stat liderii nu în anii. 50 la masa negocierilor pentru ca să genereze Uniunea Europeană. Poate cifrele Comisiei Europene că pierdem între 25 și 100 de miliarde de euro pe an din cauza lipsei. Lipsei. Da, sigur că da, așa este. Poate. Dacă am aderat la Europa apărării chiar de la început, așa cum a spus Claus Iohannis, nu ar fi în fine o ocazie de a ne depăși complexul că suntem mereu lăsați la coadă, că suntem mereu în uh, viteza a treia, mă rog. Treia, a, sens negativ. e și nu e un complex din păcate e o realitate în spatele acestui complex problema este că nu găsim mijloacele să depășim situația în care suntem puși de a fi mereu la coadă sau în care ne punem singuri de bunăvoie de a ne așeza ultimii la coadă ar fi o ocazie ca România să fie în cercul zero al deciziei pentru un mare proiect european sau o componentă a marului proiect european dar trebuie să fim conștienți că înaintea noastră vor avea un cuvânt de spus ceilalți jucători, nu vorbesc mai de Franța și Germania, dar chiar state cum sunt Polonia, cum sunt Spania, Italia, al căror cuvânt este mai greu și va fi mai greu în continuare decât cel al României. Emmanuel Macron a încercat cumva să găsească în România pro-europenismul sau euroentuziasmul care cam lipsește acum în Polonia și Ungaria, de altfel, Ungaria nici n-a fost în planurile de vizită a lui Macron? Da, sigur, Ungaria eu, și Polonia este, este într-o situație foarte tensionată cu Uniunea Europeană din punct de vedere instituțional. Deci au un contencios care, în loc să se rezolve, escaladează de la o etapă la alta dar nu putea, chiar nu putea să ocolească Polonia, pentru că fără Polonia chiar că nu are niciun fel de șansă inițiativa lui pe de o parte făcea, era într-un fel în caietul de sarcin pentru că nu instalatorul polonez era la care <laughs> a fost crea, primul care a așa, probleme da. în Franța și în legătură cu povestea asta poate că e interesant și bine de spus ascultătorilor noștri că tema aceasta este dezbătută și în Franța foarte puternic și nu este câtuși de puțin redată doar din punctul de vedere al președintului Franței. Există analize și economice și politice foarte serioase care spun că e, șomajul, persistența unei rate a șomajului destul de înaltă în Franța, undeva în jur de 10% șomajul structural, e, nu este nici pe departe o problemă creată de europeni. e o problemă veche pe care francezii, politicienii francezi, în loc să o atace la rădăcină, preferă să o trateze cu paleative și din când în când să inventeze pseudo-probleme cum e, cum spuneam, problema instalatorului sau a salahorului român. Dar uh, în Ungaria Emmanuel Macron nici măcar n-a încercat să educa? Nu, Ungaria, Ungaria este în adversitate directă cu politica de migrație promovată de Uniunea Europeană și inspirată evident de Germania adică este pe poziție de război direct din punctul ăsta de vedere și în plus uh, Ungaria a coagulat uh, împreună cu Polonia și Cehia într-o anumită măsură dar și cu alte state, practic un, un centru de rezistență față de politicile europene, ceea ce nu poate fi, nu poate fi acceptat de către Franța. În orice caz, un președintele francez nu are niciun interes să expună unui asemenea mediu pentru care nu are niciun fel de soluție, niciun dialog de deci ar fi mers ca să fie pus la punct. Fie vorba între noi, așa cum am anticipat într-un articol chiar două zile înainte de vista președintului francez la București, el a fost un pic pus la punct pe temele astea în Polonia. Destul de clar încercând să... Deci pe, pe fraza Polonia izolată sau se izolează, a primit niște răspunsuri foarte caustice de la vârf în politica poloneză, cine se izolează și despre ce e vorba în tema asta. Da, adevărul este că Europa nici nu prea are ce să-i facă Poloniei. Așa zisa bomba atomică, suspendarea dreptului de vot, are nevoie de votul tuturor celorlalte țări, inclusiv a Ungariei și Cehii, ceea ce e imposibil. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă mergem pe linia asta, pasul următor este că generăm dizolvarea Uniunii Europene, pentru că discuțiile cu privire la o posibilă opțiune opt-out, să zic așa, a, a, a polonezilor, sunt foarte serioase în Polonia. În Ungaria sunt de asemenea foarte serioase. Și oamenii de afaceri și instituțiile publice au făcut diferite scenarii și bilanțuri, din care reiese că ar exista și soluții în afara Uniunii în Europene. Dacă prețul care trebuie plătit este ăsta, atunci putem avea soluții și în afara. Ori pe linia asta, Franța nu se poate încărca cu un asemenea eșec, pentru că înseamnă să ducă de râpă întreaga construcție europeană, ce se întâmplă cu ceilalți atunci, cu Italia, cu alții care sunt la fel de fragili și pentru care Uniunea Europeană nu, nu mai are resurse să sprijine, să zic așa, și să-i ajute să treacă de perioadele dificile. Deci aici e o balanță foarte, foarte fină. Cât de tare împingem? aceste state în... și conflictul într-un fel diplomatic și de politică cu aceste state. Până le invităm să iasă afară, e, dacă e așa, atunci vor fi costuri imense și pe partea cealaltă. Da, dacă toți suntem printre din ce în ce mai puțini euroentuziași din Estul Europei, cât am fi dispus să cedăm în privința muncitorilor detașați? Uh, apropo de euroentuziasm, să fim foarte serioși și euroentuziasmul e scăzut în primul rând în nucleul Uniunii Europene, e, e, scăzut în Franța, e scăzut în, mă rog, în Germania mai puțin se simte, dar nu doar în Est avem fenomenul ăsta, îl avem și înăuntru. Din declarațiile oficiale venind la întrebarea dumneavoastră concret, rezultă că suntem dispuși să cedăm aproape totul. Deci am fi de acord cu o altă formulare a directivei europene care privește reglementarea problemei forței de muncă temporare e, și cu asta basta. Deci asta ni s-a spus politica. Acum, a, când se va așeza cineva la masa de lucru, eventual cu un mandat bine definit de negociere, atunci. A... Probabil că această hipergenerozitate politică s-ar putea să mai fie restricționată. Adică România să aibă niște interese de aparat și să încerce să le apere direct la masa de negociere, dacă va fi o negociere cu privire la soluțiile în noua directivă. Dar, așa cum spuneam, tema asta unei noi directive care de la București, din, de pe postamentul pe care a stat președintele francez pare să fie foarte spectaculoasă, în realitate nu are chiar atât de mult suport, nici în interior în Franța și nici la Bruxelles foarte mult. Bă, da, ne aducem aminte că Partidul Socialist Francesc parcă trecut, când a trebuit să-și facă reuniunea anuală, a luat o firmă care folosea muncitori de tașează muncă, era mai ieftin. Sigur că da. <laughs> Ai și mare scandal atunci. Fenomenul este foarte clar și nu poate fi împiedicat. În momentul în care Mecanismul acesta permite, unul, celui aflat într-o postură clar dezavantajată pe piața forței de muncă, să, să aibă un loc de muncă, în care este plătit în valoare absolută, mai mult decât este plătit vreodată la el acasă, de partea cealaltă, angajatorul face, să economie. Zicem, bineînțeles, france, face economie, adică își mărește câștigul direct. Când aceste două forțe se combină, este aproape imposibil să uh, oprești fenomenul. Ce poți să faci? Să-l împingi în piața neagră. Da? Deci dacă vii cu restricții foarte mari, ceea ce se va întâmpla este că uh, această conjuncție de interese se mută în piața neagră și în loc să le avem oficial, le vom avea neoficial și cu asta basta. Lucrul e știut, se e... dacă vreți este una dintre rațiunile pentru care a fost făcută aceasta. Pentru că fiind cât de cât la suprafață, uh, încă era impozitabil, încă îmi producea niște venituri pentru stat. În momentul în care în piața neagră așa, statul și nu, nu mai Uniunea Europeană nu mai beneficiază nimic de pe urma lor, dar fenomenul nu, nu, nu poate fi închis, pentru că încă o dată e juncțiunea a două interese externe de puternici. Da, țin minte că ne-am lăudat foarte mult că o echipă de alpiniști români a revopsit. Da da, 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 o da, da, echipă da, de alpiniști da, da. francezi. Da. Uh, Emmanuel Macron ne-a îndemnat să creștem în salariile. Apropo de piața neagră, spunea el aici foarte patetic ce viitor vă doriți pentru România? Doriți ca în mod durabil salariile din România să rămână la o treime față de cele din Franța? Vă doriți ca munca calificată să se dezvolte insuficiente? etc., etc.? Nu ar trebui ca tocmai firmele franceze care vin în România să dea exemplu în salariile? E, aici lucrurile sunt complicate. De ce sunt complicate? Nu Nimeni nu poate să se comporte făcând abstracție de ceea ce se întâmplă local, de condițiile locale. de Nimeni nu vine să facă afaceri undeva pe bază de ideologie. Vine să facă afaceri pe bază de interese și interesele se exprimă în funcție de condițiile pe care le, le găsesc la un loc. Există multe argumente. Nu avem nevoie de cele venind din Franța. Avem o groază de argumente locale care ne spun că ar fi avantaje serioase dintr-o uh, creștere a veniturilor salariale. Din păcate. Însă... Pur și simplu ca să ne rămâne specialiști în țară. <laughs> ar fi unul, sunt expandarea pieței, sunt locale, sunt multe care ar trebui să genereze alte consecințe și resurse investiționale. E un mecanism întreg în care uh, acest element al măririi veniturilor la populație uh, are rol de mecanism cheie. Din păcate însă acest lucru nu este realizabil uh, imediat și pur și simplu administrativ dacă vreți, cum încearcă într-un fel actuala guvernare, pentru simplu motiv că fără acoperire în activități economice banii aceia sunt, uh, se, se devalorizează de la sine, își pierd valoarea de la sine, ceea ce se cheamă anumită inflației. Ori o economie suprainflaționistă nu folosește nimănui. ceea ce se întâmplă la noi este că echilibru între venituri, între venituri, ceea ce se produce efectiv și alte activități economice, se realizează de fapt la un nivel mult mai scăzut al salariilor decât în, cadrul, în cazul Franței, să zic cum facem... Dar nici francezii n-ar veni în România dacă am avea salarii comparabile cu ale lor. N-ar mai avea rost. Cum ar, cum ar face și ce ar trebui făcut ca acest echilibru să se regăsească la un alt nivel al salariului? Sunt foarte multe lucruri de discutat și, în primul rând, este vorba de politicile de investiții. Din păcate, cenușereasa politicilor economice, guvernamentale în România a ultimilor... 20 de ani și mai bine este tocmai acest capitol și anume ce facem cu banii publici în materie de investiții. Și răspunsul este irisipim deocamdată. Și atunci, în momentul când, după ce că ai puțini banii ăștia, nu produc efecte economice durabile și sustenabile, atunci rezultatul este că se duc pe apa și societatea se răcește și pierde noi și noi oportunități care au stat în față la un moment dat pentru dezvoltare. Și încă o dată, de ce să nu vorbim? Uitați-vă la, la tema cheie a valorificării fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în România. Dacă nici aici n-am mai avut oportunități de la Uniunea Europeană, n-am mai avut de nicăieri. De cheltuit, cheltuim în fiecare an miliarde, rezultatul este că nu avem niciun fel de îmbunătățire cu adevărat semnificativă structurală a infrastructurii de transport în România, de niciun fel, nici pe cale ferată, nici pe șosea, nici pe apă, nici pe aer, pe niciunde. Da, să sperăm că. Totuși, vizita lui Emmanuel Macron în România va da acel semnal de revigorare. Nu știu ce să spun. Sigur că ar fi. Să vă spun următorul lucru. Eu aș vrea, sunt unul dintre cei care ar fi încântat să vadă în relația României cu Franța dacă vreți, nu cuvinte mari, relații strategice, nu, să, să vedem ceea ce se cheamă motor de angrenare. Să vedem o relație care este capabilă să genereze continuu efecte pozitive pentru ambele țări, dar să le, să, să vedem aceste efecte pentru structurale pentru România. Ori efecte structurale nu putem avea dacă nu începem cu ce de început, adică cu infrastructura României, de la infrastructura vieții sociale, urbane și rurale, până la infrastructura de producție, infrastructura cognitivă și așa mai departe. Da, o concluzie cu care încheiem întâlnirile capitale de astăzi. Îi mulțumim domnului profesor dr. Cornel Coriș Și eu vă mulțumesc. Și vă așteptăm la o viitoare întâlnire.